trecut Plășan de adversarul direct, acum încercare de lob a lui Petre Marin. Marinescu a fost atent și a reținut acest balon. Marinescu, un portar care, iată, prinde curaj de la meci la meci. Un portar care a intrat în trecuturile Rapidului în momentul în care Ellington Andrade a plecat în Brazilia pentru a asista la nașterea fiului său. Iată ce a încercat să facă Emil Dică. A încercat să iasă un dribling din apărare și acea intercepția lui Petre Marin urmată de lobul reținut de Marinus. Dacă conducătorii din Giulești îi vor renova contractul, acum Toha, posibilitate de șut al lui Toha, pasează pentru Capetanus. Capetanus din deviere, este un specialist al golurilor din astfel de momente de biliard pe terenul de fotbal. De această dată balonul l-a izbit în tibie și a zburat în afara cadrului porții. Odată degajarea lui Perja. Sechi în marginea terenului. Sechi și a acțiunea pe cont propriu. Sechi în față pe Constantin. Centrarea lui Sechi către Semedu. Capa lui Semedu și va fi corner pentru Steaua. O acțiune blitz între o combinație rapidă între cei mai iuți jucători ai Stelei, Sechi și Semedu. Bine, lovitura de cap nu este neapărat atuul portughezului. Ați văzut, a fost contrat și controlat în aer de Ivelia. Dar ăsta este genul de fază care îi place lui Seike. Accelerare foarte bună, control impecabil al balonului de Semedo. Pe jos, încerca să devieze Seike pe spate. Seike din nou în luptă cu Sesinia. Baciu, lovitură de cap, Capetanus! Și intervenție bună a lui Andrei Marinescu. Dar cred că se resimte în continuare portarul Rapidului, mai ales după acest efort. Iată momentul de ezitare al apărării rapidiste și apoi detenta superbă a lui Capetanos, o lovitură care îl solicită serios. Bune. De data asta mai bine bătut cornerul și tot Capetanos, o reluare în forță și va fi doar out de poartă. Avem și a doua lovitură de cap, aceluiași Capetanos, un atacant cu 10 goluri marcate în această ediție de campionat, 6 dintre ele cu Seiche pe partea dreaptă, Ogăraru cu o pasă spre Capetanos, trage Capetanos și o primă intervenție reușită a lui Ellington Andrade. Fază bună, excelentă pasă a lui Ogăraru și să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă Ghizo nu a apucat să facă această schimbare. Ellington Andrade contra Andrei Marinus. Bate Seiche. Steaua periculoasă la aceste cornere. Ellington Andrade a avut o ezitare. A ieșit, deși cred că trebuia să rămână pe linia porții și revedem faza lui Capetanos, o poziție ușor suspectă. În orice caz, grecul a ales soluția șutului pe colțul scurt, soluție mai facilă, dar în același timp și mai convenabilă portarului. La poarta Rapidului. Iată acum pe Spadasiu, servindu-l foarte bine pe Emil Dică. Un atac rapidist care arată bine. Emil Dică este la colțul care îl centrează cu piciorul stâng și este gol înscris de Spadasiu, care vine pe un spațiu liber și le execută pe Zapata. Golgeterul își pune semnătura și pe această partidă. Spadasiu înscrie cel de-al 14-lea său gol pentru Rapid și urcă pe locul 3, rămâne pe locul 3 fixat în clasamentul golgeterilor. Seikei sprintează, l-are pe Ivelia în spate, cade muntenegranul, centrează Seikei. Bănel Nicoliță, dar minge, ajunge la Pleșan, minge pe dreptul, învăluie Bănel, centrează Pleșan, cade Capetanos, nu este nimic, mingea rămâne în joc, șutul lui Seikei, gol, Capetanos! Al cadou de la grec. Golgeter în acțiune. Așa se cheamă acest film. Spadasiu și Capetanos punctează. Ghizo protestează pentru felul în care a decurs această fază. Probabil că acuză ori un fault în atac. În orice caz, Seike a făcut foarte bine că a insistat și a urmărit acest balon, respins cu piciorul de Andrade până la Capetanos.
grecul are în continuare meritul colosal de a se afla acolo unde... ...dintre puținele ocazii ale steliștilor. Intrare foarte tare acum la mijlocul terenului, se resimte Pleșan. Fiecare cădere a lui Pleșan trage un semnal de alarmă pe banca medicală a gazdelor. Într-adevăr, urâtă această intrare. La limită de cartonaș roșu, zice. A întârziat João Paulo Andrade și aproape că l-a scos din luptă pe Pleșan. Nu, e puternic, Pleșan rămâne. Parcă dă mai prost cu dreptul decât cu stângul. A greșit Dairo, îi pune pe contraatac pe rapidiști, 3 contra 3, João Paulo Andrade, în dreapta este Spadacio, gol Rapidul, 2-1. Reluare de mare campion, reluare de siguranță, golgheterul Rapidului îl egalează pe Gigel Bucur, are 15 goluri și Rapidul conduce din nou, 2-1. Ce afacere a făcut Rapid cu acest fotbalist care a marcat mai bine de o treime din golurile echipei sale în acest campionat. Giuliano Spadacio, un fotbalist adus la pachet cu Ricardo Fernandez. Este faza de atac a Rapidului, ar fi bine să avem un stop cadru pe reluarea precedentă, pe momentul pasii, să ne dăm seama dacă Spadacio era sau nu în poziție regulamentară. Cât de calm a fost Spadacio în fața lui Zapata, s-a așezat pentru execuție cu piciorul stâng. Pasă către Bănel Nicoliță, vine să-l ajute Ogăraru în partea dreaptă, centrarul lui Nicoliță în fața porții. Au trecut pe lângă minge și Dairo Moreno și Liz, spre dezamăgirea lui Marius Lăcătuș. Nici o înfrângere cu Lăcătuș pe bancă pentru echipa din Ghencea în 25 de meciuri de când tehnicianul stelist a preluat echipa. Nici o înfrângere, dar multe meciuri egale. Pitbull. În dreapta este Dică Liber.